În urma declanșării procedurii de remaniere la Ministerul Finanțelor a fost numit Gheorghe Ialomițianu în locul lui Sebastian Vlădescu, la Ministerul Agriculturii Valeriu Tabără în locul lui Mihail Dumitru, la Ministerul Muncii Ioan Botiș, care l-a înlocuit pe Mihai Șeitan, la Ministerul Transporturilor Anca Boagiu în locul lui Radu Berceanu, la Ministerul Comunicațiilor Valerian Vreme, iar la Ministerul Economiei senatorul Ion Ariton, care l-a înlocuit pe Adrian Videanu. Propunerile de remaniere pe care le-am făcut sunt orientate pentru atingerea a două obiective fundamentale. În primul rând, continuarea proiectelor de reformă începute și, în al doilea rând, în 2011 România să treacă pe creștere economică. Din acest punct de vedere, am utilizat experiența colegilor noștri parlamentari, m-am bazat pe expertiza de specialitate a candidaților pe care i-am propus, în sensul că toți colegii despre care am vorbit vin din rândul parlamentarilor, deținând în structurile de specialitate ale comisiilor poziții care îi îndrituie să ocupe și o poziție ministerială. Am convingerea că această echipă guvernamentală, înnoită cu numele pe care le-am precizat, va aduce României cele două obiective despre care am vorbit, ducerea la bun sfârșit a reformelor începute și creșterea economică atât de mult așteptată a României în 2011, a declarat premierul Emil Boc. Astăzi, la ora 12, cei 6 miniștri nou veniți în guvern au depus jurământul. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnilor miniștri, în primul rând, felicitări pentru desemnarea în funcția de miniștri în Guvernul României. Aș începe însă prin a mulțumi celor 6 miniștri care pleacă din cabinet, un cabinet care, în pofida tuturor dificultăților, reușește să tracteze România din criza economică înspre creștere economică, dar acest efort se face cu costuri și le vedem astăzi. După numai câteva luni de guvernare a fost necesară o remaniere consistentă a miniștrilor principalului partid de guvernare. În ceea ce îi privește pe foștii miniștri Adrian Videanu, Radu Berceanu și Gabriel Sandu, aceștia și-au pus la dispoziția Partidului Democrat Liberal mandatul pentru a putea fi utilizat și pentru a-și valorifica experiența politică în cadrul partidului.